Bombă în legătură cu insula Belina din Albia Dunării, pentru care fostul vicepremier, Sevil Scheideh, a fost trimisă în judecată. Consiliul județean Teleorman a votat ieri ca insula Belina și brațul Pavel să revină în proprietatea statului român în administrarea apelor române. Cele două obiective s-au aflat 5 ani în închirierea controversatei firme Teldrum, care nu a făcut nicio investiție acolo. Insula Belina și brațul Pavel au fost trecute în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean în 2013, prin hotărâre de guvern. Presa a scris de mai multe ori că cele două obiective au fost folosite în ultimii ani de Teldrum și Liviu Dragnea, dar și de alți oficiali ca loc de pescuit și relaxare. Legat de transferul acestor proprietăți, DNA a deschis un dosar penal în care au fost trimise în judecată pentru abuz în serviciu mai multe persoane, printre care fostul vicepremier Sevil Shaideh și fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman. În anul 2013, prin acțiune concentrată a unor persoane cu funcții publice, părți din insula Belina și brațul Pavel cu suprafață 278,78 de hectare respectiv 45 de hectare situate în albia minoră a Dunării au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptată hotărârea de guvern 943 2013 act cu caracter individual prin care au fost încălcate o serie de dispoziții legale fiind situate în Albia Minoră a Dunării, insula Belina și brațul Pavel, fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii și al Constituției, prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui Consiliu Județean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege, au informat procurorii DNA acum câteva luni când au trimis dosarul în instanță. Procurorii au acuzat-o pe Sevil Șaideh, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, că a inițiat și a prezentat guvernului pentru aprobare un proiect de hotărâre de guvern și nota de fundamentare. Pe baza cărora s-a făcut transferul Insule Belina către Consiliul Județean Teleorman.